Și bine lăsat. Mai tai un lemn, mai faci sport. Mai mănânci o roșie, un castraviete. Asta e viața. Ei, nu-i ca și de pe hotare. Nu-mi imaginezi viața la oraș. Mi s-a rupt mătura și nu am bani ca să cumpăr alta nouă. Mă duc eu la vecin să cer. Cu salariile din Moldova nici nu te poți întreține. O, vecinul. Ai să mă odihnesc. Dar și Svetlana e dorit. Dar unde-i nevasta ta? Dar femeia mea cred că e în fața casă, mătură. Dar și-o cauți. A, în fața casă? Atunci mă duc să cer ceva de la ea. Mi s-a stricat mătura și n-am bani ca să-mi cumpăr alta. De ce să cer de la voi? Bine, vă las eu. Iar vine cu cerutul. Ai, s-a angajat și el la un lucru greu și neplătit numai pentru ca să nu stai acasă. Și se plânge că nu-i ajunge. Ah, sărmana! Vrei să mă invit la plimbare, da? Să mă invitem și prin sat. Ei, da, e ca numai asta ne-a rămas. Eu nu mă văd de treabă, dar tu? Ei, tu, ai grijă tu de acolo de o bătrânică și te du acasă. Ce să fac dacă Moldova nu-i de lucru? Da, să-ți zic un secret. Între vecini, dar să nu spui la nimeni. Da, și secret! Eu tare iubesc secretele! Sunt într-o tine ograd, ca să nu mă aud de nimeni. Așa, stai aici. Povestește. Și secret ai vrut zici. Iaca, prietena mea de psihotare mi-a spus că ai un job pentru mine. Tu de dat și vrei să ne leși? Vrei să duci psihotare? Ce să fac? Nu pot trăi eu aici la Moldova. Da, asta e noutate ră. Asta mai am și ne mă plimba prin sat. E, da, las. N-ai fost tu tare bun, prietenă. Glăvesc. E seama că eu știu toate secretele tale. Dacă ceva, eu pot le spun atât. Înainte te-am adus și crezi că nu pot? Dar ți-am spus că a fost o glumă. Ai grijă tu cu glumele tale. Și ai venit la mine numai ca să-ți pui secretul? Nu, am venit să cer o mătură la tine. Dar ce vrei să faci tu cu mătura dacă te duci? Să fac curățenie în casă, înainte de a pleca. Vrei să te faci tu gospodina, mă, la sfârșit. Vorbește mai tare, că nu te aud. Na, mătura și du-te acasă. Desă-ți mătură, că am râs la tine. Trebuie să dau și mătra la vecin. O, fie pe capul meu dacă a lăsat ultima țetet. Vecina, ieși la poartă. Mai vecină, mai tu mă auzi? Ce? Logic te aud. Aha, tot satul te aude. Logic am stric dacă îmi tu-ți dar tiere. Na, ține mătra că eu îmi târzi. Unde am te duci? Mulțumesc de mătra. Da, unde te duci? Dar ieși, nu ți-a fost stichez de psihotare. Unde? Psihotare! O lua decizia să se angajeze acolo. Ia vecină, eu nici nu știu. Eu vă las toate cele bune, vedem peste câțiva ani. Vecina, stai, unde te duci, de zic măcar un cuvânt. Hai spune repede, chiar întârzi, mă așteaptă autobuzul. Vezi, când vii la Italia, să nu uiți cu cine ai trăit. Ia ca s-a dus și vecina noastră.
poate ne ducem și noi psihotare. Care psihotare? Nu lăs eu Moldova. Mie îmi place și la țară. Nu da, trăim noi la casa noastră, aici bine, nu depindem de alții. Da, sunt și budor de vecina. Op, s-a pornit ploaia. Asta îi mai trebuie. Încep o viață nouă. Plânge Moldova că s-a dus un om din țară. Și jălos. Mijele. O să rămânem numai eu și mie în sat, patrioți. I-am propus să ne ducem, dar e nu vrea. De murdară, Moldova. Mă tem să nu mă murdăresc. Voi merge pe vârfuri. Și ce miros. M-am întors în ostăție după 5 ani. Unde e? Ia! Iar stai pe prag tu! Măi, ai să aștepți tu pe vecina aceea ta! E precis să uita de noi! Nici nu scrii, nici nu sună! Nici nu știi data când eu o să vie! Și stai, femeie, degeaba! Eu nu pot să te înțeleg pe tine! Nu! Vecina mea e deosebită! E caracter puternic! Cum a fost, așa și o să rămâie! E ca să vezi! Am o presunțări ca uși vine. Are deja 5 ani duș în Italia. Hai bine, așteaptă. Mă duc eu la treabă. Când o să mă vadă vecinii îmbrăcat în haine de brand și umbrela mea este de la Gucci, mă apropii de casa vecinii. Nu s-a schimbat deloc. Vecina, tu mă aștepți? Eu am venit. Întâlnește oaspeții! Ah! Vecina! Ai venit, vecina, și viitoare te-au așteptat! Ce de frumos te-ai făcut! Mai încet! Dar și mă rog! Ca să nu mă murdărești! Sunt foarte scumpe hainele mele! Opa! Eu la tânsă! Ce s-a întâmplat? Cine? Hoață? Wow, mă spari! Care hoț? A venit vecina din Italia! Au venit vecina! Hai că nu vă aud! Nu vorbiți fără mine! Mă atâtea întrebări să-ți dau? Hai, spune, cum la Italia? Oamenii sunt mai galgeni? Aha, amuzant! Ce, nu se vede după mine cum e la Italia? Nu se compară viața de la Moldova cu cea de la Italia. A, da, e glodă, glodă. Stai și mai nu mă faci rușine. Ce, ai făcut niște bani și ești mândră? Niște bani, dar un pumn de bani. Salariile nu se compară ca la noi. Oho, asta-i treabă. Serios acolo la voi? Altfel nici nu se poate. Și văd că ți-am zis ca schimbi. Taci, eu chiar am avut încredere întrânsa. Na, vecina, îți dau și ții. Că mi-ai dat atunci mătra când i-o trebuit. Asta recompensă. Ține. Ține tu banii, eu o să muncesc pentru banii mei. Ce-i cu stilul tău vestimentar? A
atât de înstărit este outfitul tău. Dar și cu mine. Asta e din piață. Femeile din piață zic că e cea mai frumoasă. A, și călduț. Ia, ia și are la buzunare. Din anii 90. Bine, vă las, vecinilor. Și mi-a plăcut e aici. Lasă-mă, că mie-mi place. Femeie frumoasă. Dacă ți-ți place, bine. Vezi? Mai puțin bani, dar principalul om să fii. Da, da. Nu contează hainele de brin, casa, mașina. Contează ce ai în suflet. Ia ca vecina e un exemplu. Că nu trebuie să fim așa ca ea, schimbătoare. Da, chiar din asta învățăm o lecție. Și bine că nu ne-am dus la psihotare. Mhm. Uh-huh.